în care primul ministru e unul și șeful partidului altul. Ce era de făcut după 11 decembrie, domnul? Un singur lucru. Așa. Domnul Dragnea rămânea ca pe vremea mea președinte executiv. Așa. Da, numărul 2 în partid, că și pe vremea mea, să știți, domnul Dragnea a condus partidul, nu l-am condus eu. Că eu eram la ședințe, la deplasări, aveam alte lucruri de păi făcut. Și de ce arăta PSD-ul altfel atunci și arată altfel păi acum? Pentru că vedeți, tot conflictul de la asta a pornit, de la faptul că domnul Dragnea nu poate fi el prim-ministru și atunci oricine e prim-ministru e rău. Asta e situația. Bun, iertați-mă, întrebarea era următoarea. În istoria PSD-ului, de la FSN încoace, pe care o cunosc... Eu am intrat în 2001 doar când era direct PSD. Da. Mi-am amintit acum cu 2006 la Confort, la hotel, da. Și scris o execuție în stil mafet, de cred regulă... Că tot 15 martie parcă a fost, 15 nu? Martie. Uite, vedeți data asta de 15 ajungem martie... La asta, domnul, e o da. Chestiune de... De regulă, în acest partid, e funcționa ca la Partidul Comunist Bolșevic. Spunea, domnule, așa a zis partidul. Când am avut un interviu cu dumneavoastră la România TV, mi-a spus că nu știți așa de bine pe Grindeanu. Ce s-a întâmplat de Grindeanu este primul PSD-ist, să fiu serios, care nu vrea. Domnule, a fost prea umilit. Are o chestie pe care oamenii nu din Banat vorbesc asta că da. Am rude, ca să zic așa. Wow, dă-me, poți să-l bați, îl cerți, îl tragi de... Dar la un moment dat, când ai trecut de limită, nu mai merge. Pur ce și înseamnă? A fost prea umilit. Și care a fost limita umilinței, păi, domnule Ponta? Domnul Cristel, cum poți tu să faci un raport? Îl fai, l-a făcut domnul Vâlcov. Dar mă rog, l-a făcut la solicitarea domnului Dragnea. Cum poți tu să faci un raport în care, în primul rând, să spui tu despre propriul tău guvern, că e cel mai prost, cel mai slab, că nu e stare să facă nimic. Păi, domne, toți miniștrii, fără nicio excepție, toți miniștrii au fost propuși de către domnul Dragnea. Deci nu au fost propuși de domnul Grindeanu. Dacă, într-adevăr, ministrul de la transporturi e foarte rău, dacă ăla de la turism e foarte rău, păi pe unii nici nu-i cunoștea domnul Grindeanu când s-au cunoscut acolo, da. La da. Parlament. Are și domnul Grindeanu partea domniei sale de vină. Că e acceptat. Dacă, odată că i-a acceptat da. Și odată că a acceptat. Că dacă da. M-ar fi sunat pe mine domnul Dragnea, băi Cristache, hai să fii premier, zice, domnule, du-te de aici. Adică când un om se aruncă într-o aventură nu, din asta... Un pic, dar nu. Domnul Grindeanu, pe lângă că e de 20 de ani în partid, a fost deputat. A fost ministru în guvernul pe care l-am condus. La un portofoliu mai ușor, dar școală bună, să știți. Când ești ministru un an de zile într-un guvern stabil, hârșit, e înveți. A fost președinte de Consiliul Județean într-un județ pe care noi nu-l câștigăm. Cred că l-a câștigat Ilie Sârbu în 2000 și Grindeanu în 2016. Că în rest, în Timiș, PSD-ul nu prea avea... Ca și în Cluj. În Cluj, da, la fel. Deci nu era totuși un jurnalist pe care îl sună domnul Dragnea. Era un om care a trecut prin diverse funcții. Că i-a venit funcția prea repede, că încă nu era... Eu cred că am zis chestia asta primul în februarie și nu s-a supărat nimeni. Cred că și aici am zis-o la... Da, am zis, dom'le, și eu nu l-aș fi pus, l-aș fi mă lăsat în guvern să mai învețe. Dar atenție, nu a venit el de la Timișoara, la sediu din Cazece, pune-mă pe mine, pune-mă pe mine. L-a sunat domnul Dragnea, i-a zis, prima dată l-a refuzat. Dom'le, nu, rămân la Timișoara. L-a refuzat? Da, te rugăm, tu trebuie, că ai văzut, a respins-o pe Sevil, ce să facem? Bun. Nu pot să... Când a început să învețe, când a început să se vadă cu niște premieri, când a început să crească în sondaje, că dacă era la 10%, eu cred că nu-l schimba domnul Dragnea. Când a ajuns la 40%, când a început să nu mai să vorbească mai ușor la televizor, primele conferințe de presă, emisiuni, greu era. Și dumneavoastră știți. A început să vorbească în ultimele zile, iertați-mă, chiar... E un performer față chiar, de ce era da, până acum. Da, deci a progresat. Că până la urmă, la un om politic, ca și la un sportiv, ca și la... Te uiți dacă progresează sau dacă e mereu la fel, ai deci vina domnului, din ce am spus, vina domnului Grindeanu este că s-a maturizat politic. Prim-ministru, unu și doi mai are o vină, dacă vreți, între ghilimele. Faptul că ideea aceea care a fost în ianuarie, domnule, îl punem pe Grindeanu, stă și el câteva luni, contestăm la curte avocatul poporului și curtea spune, domnul Dragnea poate fi prim-ministru. Asta era planul? Atunci Grindeanu se retrage, vine Dragnea și dacă Iohannis nu vrea să-l pună, îl suspendă și îl pune... E, n-a ieșit din două motive. Unu, Curtea Constituțională a zis că nu. Și doi, spun un lucru să nu mă bănuiesc că am devenit vreun fan al domnului Iohannis, nici eu, nici domnul Cristoiu. După vizita de la Washington, uitați de povestea cu suspendarea.
Ah, n-am niciun evident. Uitați de ea. Spuneți, și nouă, ce drăguț. Întrebat despre doamna Chioveși, a zis, haideți să se întoarcă acasă să nu-l deranjăm din această vizită. Am văzut cu toții schimbarea de discurs. Dom'le, vizita de la Washington este un semnal că asta așa cu schimbarea guvernului, oricum nu înțelege nimeni, niciun ambasador, n-a înțeles nimeni, că nu există să-ți... Da, ideea dacă ar veni acum domnul Dragnea, hai să-l suspendăm pe Iohannis? Dat fiind că n-a înțeles nimeni, nici noi jurnaliștii n-am înțeles, nici domnul Cristoiu, care e un jurnalist cu state vechi. A, de ce a scris, am văzut că a înțeles destul de bine. Aș vrea să sintetizați dumneavoastră, dacă doriți, scrierile domnului Cristoiu. Domnule, care e definiția acestei ruperi dintre Grindeanu și Dragnea? Unde s-a petrecut ea și când? Repet, pentru că din ce văd, erați un om căruia se confesa domnul Grindeanu. De ori de câte ori avea o problemă, îl suna. Nu, n-am fost deloc un confesor al domnului Grindeanu, ba chiar o perioadă lungă de timp am vorbit destul de rar. Că era așa de fascinat de personalitatea domnului Dragnea, eu nu eram. Eu, în general, nu mă las fascinat de... Cât a durat această fascinație? Păi nu, până când s-a exagerat cu umilirea publică. Nu, stați... Ce mă urmă? Mai concret, nu vreți să mă trează lucruri mai înainte, concrete? Înainte, vă întreb, așa lucru, dat deci, cu părerea... Ce, o să vă întreb și chestiile concrete. Uluitor în toată această criză, am scris și m-am săturat, și domnul Cristache a spus, este Netam Nesam. Deci pe 29 martie 2007, domnul Dragnea spune așa, Grindeanu a îmbrăcat haina de prim-ministru și ține bine în mâini firele guvernării. Deci, super, până, acum 3 luni. Nu, ce l-a apucat? Adică, eu întreb... Decizia Curții Constituționale? Aha, care? Asta cu că nu-i dădea voie lui Bombonica sau care? Nu. Cea referitoare la faptul că domnul Dragnea nu poate fi prim-ministru. Și ce l-a apucat atunci? Pandaliile, n-am înțeles. Păi n-a mai mers planul. Bun, și pentru cine pregăteau guvernarea? Ai că pleca Grindeanu pentru... și cine trebuia să vină? Acum... Da. Nu știu, nu mi s-au confesat. Că înțeleg că nu mai corespundea criteriilor domnului Dragnea, domnul Grindeanu, dar a început să crească, să aibă discurs, să aibă prestanță, să fie bine văzut în Europa. Bun, ce aducea pe cineva? Există un singur criteriu. Unul singur, nu există mai multe. Și anume, obediența. Domnul Grindeanu nu mai era obedient. Domnul Ponta, domnul secretar general ne interzisese. Să zicem că sunt deputat. Nu știți că aveam o funcție la redacție, s-a interzis la un moment dat pentru că noi spuneam secretar general și o confunda cu Ceaușescu. Spuneți-ne concret, eu nu am încă, știu și eu niște lucruri și domnul Cristache, dați-ne cel puțin 3 exemple de lucruri nefirești prin care Dragnea voia să conducă guvernul. Am înțeles, primul era Busioc, da? Secretarul general. Doi. Toți banii României se aflau la o singură persoană. Da. Doamna Sevil Șaide. Și a ascultat de comanda domnului Dragnea. Categoric. Am lucrat cu doamna Sevil Șaide. E un funcționar foarte bun, dar nu există decât un singur. Aia a treia, nu că mi-e lemnătesc. Păi nu, dar sunt importante astea. Și dacă toți banii erau în mâna doamnei Sevil Șaide, asta ce însemna? Asta însemna că domnul Dragnea, care înainte a fost în acea poziție, Ministerul Dezvoltării Regionale, știe foarte bine că cine are banii... Păi nu, dumneavoastră ne spuneți că e o... Lăsați așa o aură de mister asupra activității doamnei Sevil Șaide. Ați găsit ceva neregulă la Ministerul domniei sale? Nu, nici n-am verificat. N-ați verificat? N-am verificat. Bun, deci atunci prezumăm că dacă un om are toți banii, e posibil să dispună de ei discreționar. Domnul Cristache, dacă eu știu că pot să-mi renovez casa, pot să-mi iau o mașină și pot să-mi schimb și hainele și singurul care are bani pe care trebuie să-l conving să-mi dea acești bani sunteți dumneavoastră, vă garantez că o să vă iubesc foarte tare. Bun, înțelegeți? Aici vorbim despre toți banii de investiție ai României. Inclusiv, vă fac o precizare care e importantă. Niciodată până acum, banii europeni nu au fost gestionați la un loc cu banii publici de investiții locale. Înainte, autoritățile de management erau pe fiecare minister în parte, după aceea eu le-am unit la un singur minister, a fost Todorovici, dacă nu mă înșel, după aceea Marius Nica, deci erau la un ministru. Și în acest guvern, banii europeni au trecut alături de banii din bugetul public într-un singur loc, la doamna... Îmi dați voie să fiu avocatul domnului Dragnea, ce e lucru rar.
Bun, eu o să spun așa. În poziție bine, ușoară. Poate domnul Dragnea în genialitatea sa îi distribuia bine. De ce? De ce trebuie să fie nemulțumit? Îi distribuia rău. Iar din câte știu eu, domnul Grindeanu nici măcar nu... Eu nu m-am băgat peste domnul Dragnea cum împărțea banii de la dezvoltare. Înțeles. N-am niciun element să spun că... Dar de ce premierul trebuia să știe de acești bani? Întreb. Păi pentru că mai departe acești bani înseamnă puterea politică în teritoriu. Bun. Doi. A treia. A dat un alt exemplu. De lucru, nu ca să înțelegem și noi că eu... Eu nu sunt... Dublă comandă. N-am fost cu domnul Dragnea, cu atât mai puțin n-am mai fost apropiat, dar nici măcar cu domnul Grindeanu. Știu, de exemplu, un lucru. Am discutat cu domnul Grindeanu, cred că în ianuarie, înainte să înceapă chestia cu ordonanța 13. Când ați fost văzut la guvern, intrând la guvern? Aia deja cred că e februarie. Am vorbit la telefon. Și am zis, Sorin, mă rog, domnul premier, primul lucru, te rog să îți propun, sună la Juncker și la Tusk, te sui în avion, te vezi cu ei, cu amândoi, le spui, sunt nou prim-ministru, te vezi cu comisarul nostru, cu doamna Corina Crețu, cu ceilalți comisari, vezi în funcție de cum au agendele și nou prim-ministru al României să... Da, așa este. După care am văzut că nu se ducea. Și l-am sunat, domne, nu te-a primit Juncker sau Tusk, că îi sun eu dacă... Nu, zice, nu, stai puțin, că am vorbit cu Liviu și a zis că... Că nu-i bine. Stai, mă, dar nu poate să meargă Liviu în locul tău, că tu ești prim-ministru. Nu poate să meargă Liviu. Nu-l primesc, că nu e așa acolo. Acolo e pe prim-ministru. După aceea, domnul Grindeanu, nu doar că a fost la Bruxelles, deși a fost mai târziu decât trebuia, s-a dus și a explicat cu ordonanța 13, în loc să spună sunt nou prim-ministru și facem lucruri bune. După aia a fost în Israel. Domnul Dragnea a fost în Israel și nu l-a primit Bibi Netanyahu. Normal. Primul ministru primește pe primul ministru. A fost în Austria, a fost în, nu mai știu, Franța. Bun, dar asta înseamnă să fii prim-ministru, nu poți să stai în birou și să vezi dacă domnul Busuioc ți-a ajuns sau nu hârtii. Nu se poate. Deci, ce ne spune dumneavoastră e că domnul Dragnea să nu putea să se bucure pentru domnul Grindeanu, să înțeleg că sau... Nu, ce încerc eu să vă descriu... Nu, dacă am un politic, domnule Ponta, înțelegi că nu ai atribuții de premier, înțelegi că nu poți să te duci să fii primul cu un pic că tu iar ești jurnalist și nu înțelegem mare lucru. Politica PSD. Eu vreau să explic un lucru. Ce e un mare lucru că nu înțelegem. Da, și sper să este o problemă funcțională care nu se rezolvă cu moțiunea de miercuri. Oricine va fi prim-ministru după miercuri, intră peste o lună în conflict. Intră inevitabil în conflict cu domnul Dragnea. Înseamnă că le place că 90% dintre membrii PSD-ului sau din cexul ăla... M-au întrebat mulți oameni cu capul pe umeri, că vă dați seama, vorbesc cu mulți PSD-și care îmi spun, bă, Victor, zic cum ieșim din astea. Și le-am spus, există o singură ieșire. Care? Primul ministru, domnul Grindeanu. Președinte, corect. Nu, este și președinte al PSD. Președintele PSD, domnul Dragnea, nu poate fi prim-ministru, nu din cauza noastră. Eu l-aș fi votat în decembrie. Dar nu poate să fie. Și atunci, dacă președintele nu poate, PSD nu poate să fie prim-ministru, atunci să fie primul ministru președinte. Pentru că, atâta timp cât o să avem acest sistem bicefal, la care se adaugă sistemul instituțional bicefal, adică prim-ministru președintele țării, domnule, o să o ținem din criză în criză. Nu puteți voi să aplicați nici programul fabulos al lui Vâlcov, nici un program mai modest. Nu o să puteți să faceți nimic. Străim în țara asta în care de câte ori am avut președinte prim-ministru de la alt partid, a fost scandal. Și cu Tăricianu, cu Băsescu, și cu Ponta, cu Iohannis. Deci dacă la asta mai adaugi și al treilea, că la dumneavoastră am lansat formula, și al treilea pilot care trage de manșă, nu se putea, era imposibil, era o chestiune de timp ca cei trei piloți să-și dea cu manșa în cap. Și uite ce s-a întâmplat. Dumneavoastră ne spuneți că... Iertați-mă un singur lucru, că pot spun ca om care a făcut condus gazete. Nu există conducerea unei, nici o unei atelier de confecții cu dublă comandă. Nu ai cum. Da, triplă. Asta... Dar nu, imaginați-vă că, de exemplu, Dan Androni, eu nu spun, dau care el conduce evenimentul zilei, ar trebui să mă sune din 5 minute pe mine. Păi el, premierul sau șeful de redacție, are anumite momente când trebuie să ia el deci... Asta e pe de-o parte. Pe de cealaltă parte, ce ne spune domnul Ponta, e că la 3 luni, 4 luni de zile, domnul Grindeanu n-a fost deranjat de... țărăitul telefonului. La un moment dat a început să-l deranjeze. Suna păi pentru că alarma, nu mai probabil. Putea la un moment dat. Sau la un moment dat a început să-l deranjeze pe domnul Dragnea. Că domnul Grindeanu a mers la Bruxelles și domnul Juncker l-a tratat foarte frumos. După aia a mers la Tel Aviv și domnul Netanyahu l-a tratat păi bine. Domnul Dragnea ce spera? Să vină cu o palmă peste ceafă să-l oblojească acasă?
Adică nu, nu știu că domnul Dragnea spera o chestie imposibilă. Trăim într-un absurd politic, domnule Conta. Dom'le, să se ducă Grindeanu la Tel Aviv să nu-l primească Netanyahu, dar să meargă Dragnea la Tel Aviv să-l primească Netanyahu. Nu se poate, domne. Bun. Nu se poate și nu se va putea nici în viitor, repet. Îl omoară miercuri pe Grindeanu și îl pune pe Carmen Dan. Sau pe... Ajungem tot nu acolo. Se va întâmpla la același lucru. Peste o lună intră în conflict. Dar...